și s-a terminat până a apărut Luchin, o pasă pentru Cheșeru, Cheșeru, poarta e goală și gol! Cineva să-l oprească pe Cheșeru, a doua pasă de gol a lui Sârgean Luchin și al șaselea gol al lui Claudiu Cheșeru. Nici lui nu-i vine să creadă, nici nu mai știe cum să se bucure. Șase goluri marcate de Cheșeru, Steaua set la 0 cu Pandurii. Iar Cheșeru marchează toate golurile acestei partide până acum, pentru că cine știe ce ne mai rezervă această partidă. Șase goluri marcate de Claudiu Cheșeru. O seară extraordinară pentru atacantul Stelei. Este cea mai categorică înfrângere încasată de Petre Grigoraș în toate meciurile jucate de el în Ghencea ca antrenor. Până acum fusese un 5-0 Steaua Oțelul, am mai spus-o, în urmă cu 5 ani. E bine, iată, 6.